am revenit după o scurtă pauză și, după cum zicea Vlada Mariei, Mureșul deja a ales, dar dintre candidații pentru fotoliul de primar al Târgu Mureșului, Radu Bălaș nu dorește deocamdată să facă declarații. Mai avem Păi trei, pe trei dintre... Probabil se răzgândește. nu, probabil. Sau... De ce nu avem rezultatele? Scrie pe grupul Municipiului Târgu Mureș. De asta durează așa mult numărătoarea voturilor, că se numără și în maghiară și în română. În fine. Și având în Ei. vedere că există o triplă alianță în favoarea lui Zoltan Șoș și Partida Romilor, probabil în trei limbi, și atunci durează și mai mult, probabil undeva la 4 dimineața vom avea rezultatele exacte. Dacă nu mai repede cu numărătoarea inversă, ar trebui ca în jumătate de oră să știm cine este noul primar din Târgu Mureș. Unul vechi, unul nou, Păi nu cam cum total. erau Pot să anii, dau o anii informație, trecuți? să dau o Da, informație în spune-mi. premieră? Păi, Nu ține de Târgu Mureș, da, o haide, secundă, Tiberiu. da. Din surse foarte, foarte sigure, la Luduș Cristian Moldovan și-a păstrat mandatul de primar. Da, văd că ai acolo emblema serii. Ce scrie acolo, nu? Sus? Care te-a trimis mesajul? Nu? Nu e de la SRI, e de la 12 și un sfert, nu de la 2 și un sfert. Și aș vrea să citesc pentru că cei de la, adică cei de la candidatul susținut de UDMR, membrul UDMR care este în momentul de față primar în exercițiu Șoș Zoltan nu discută cu noi cel puțin deocamdată, avem o declarație oficială dată pentru Radio România Târgu Mureș de președintele UDMR Târgu Mureș, domnul Covaci Levente, care spune că s-a demonstrat din nou că târgu mureșenii își iubesc orașul. Prezența ridicată la vot dovedește că târgu mureșenii și-au exercitat dreptul democratic și a zis că pe baza datelor existente, UDMR este optimistă că Șoș Zoltan va câștiga un nou mandat de primar la Târgu Mureș. Suntem foarte veseli, dar poate ne înveseleți și alți candidați care Da. deja erau primari dinainte de a se termina alegerile. Să vedem, avem vreun contracandidat în direct? Putem discuta cu cineva oare? Imediat, da, imediat. Încercăm să-l contactăm pe domnul Cosmin Pop. Să vedem ce ne spune dânsul. Văd că cu toți este pe telefoane în anii trecuți. Cam la ce oră se primeau La 2 ore rezultatele? știam, Știu că avem nu eram, rezultatele nu așteptam paralele, în așa de 2 ore mult. după închiderea urnelor, în 2 ore era făcută numărătoarea paralelă și atunci, În regulă, e trecut de miezul nopții, adică deci au trecut e așa cele de... 2 ore, Da. bănuiesc că în jumătate de oră ar trebui să avem o numărătoare paralelă, dacă numără doar într-o Păi există o formă. numărătoare paralelă, doar că circulă și pe rețele de socializare, doar că s-au numărat foarte puține din voturi. Că... Sunt 50-50, nu? Nu știu cum. Spuneam de informația colegilor de la punctul despre municipiul Reghin. S-a confirmat, însăși primarul Marc Endre le mulțumește cetățenilor că i-au acordat încrederea și va continua încă 4 ani. Le dorim atunci succes ambilor și domnului Marc Endre și domnului Cristian Moldovan, deci Reghinul și Ludușul și-au reales, practic, În aceste edilul. două Edilii. orășele chiar se vede munca primarilor. Dovadă votul. Îl avem pe domnul Cosmin Pop pe linie. Bună seara, domnule Cosmin Pop. Sper că ne auziți. Să rămână, să rămână, bună seara! Bună Bună seara! seara. Ne Bună bucurăm că ați seara! acceptat Sau bună invitația noastră. dimineața, de fapt, că am trecut de ora 12. Este, da, este. Bună dimineața, Târgu Mureș! Să trăiască! Sus cu el. Va fi sus cu Ce el sau faceți? va fi jos mai departe? Acum revenim la atmosfera veselă dinainte de alegeri, în care am fost obligați să vorbim cu dumneavoastră. Putem vorbi cu Cosmin, că este un om de calitate și un prieten bun al tuturor. Să trăiți. Vă salut pe toți. Da? Bună Vreau seara. să întreb cum ai primit, bănuiesc că niște informații, niște rezultate. Care crezi că va fi scorul final? Pentru că tu aveai anumite sondaje despre care ai făcut vorbire, cam toată lumea a contrazis celelalte sondaje, că nu sunt bune, că el e mai sus sau ea e mai sus și așa mai departe. Până la urmă, după informațiile pe care le ai tu, cam înțeles că ai avut și tu niște voluntari acolo care au fost cu ochii pe cei care e posibil să trezească morții să meargă la vot sau să fure.
Nu, n-am avut eu niște voluntari. Erau voluntari, erau niște supraveghetori a unei asociații independente, dar prin prisma legislației vitrege cu candidații independenți, care sunt chiar independenți și eu am fost chiar independent, că n-am fost titulatora de independent cu un partid în spate, eu n-am avut acest avantaj și privilegiu, pot să-i spun, de a avea pe cineva care să mă reprezinte la secțiile de vot. Din totdeauna am detestat politicienii care ieșeau în timpul procesului de vot, ba după, să zică, domne, am fost furat, domne, sunteți în fața celei mai mari fraude. Eu nu spun așa ceva, dar totuși sunt secții cu 200 de buletine anulate. Mi se pare enorm. Asta este, o fi toată lumea, cum să spun eu, neatentă unde pune ștampila. E foarte bine. Ceva ce vă pot spune sigur, că niciodată estimările mele nu au ieșit din marja de eroare și aveți răbdare două ore, veți vedea că așa este. S-a rezolvat problema, domnule Cosmin Pop, cu studenții? Ați avut o postare? Spre marea mea satisfacție, am reușit după aproximativ două ore să se rezolve. Adică n-am rezolvat-o eu, am făcut mai multe sesizări și da, până la urmă s-a rezolvat. Era așa o formă de, cum să vă spun eu, am asistat azi la mai multe forme de descurajare, parcă intenționată, a votului. Iar una dintre forme de a descuraja până la urmă pe cine? Poate cea mai fertilă și de viitor categorie socială aceea a studenților, care trăiau o frustrare. Frustrare era cuvântul pe care l-au folosit. Se răsteau la agentul de ordine de acolo, care nici el la rândul lui n-avea nicio vină, nici personalul din interiorul secției de vot n-avea nicio vină. O organizare extrem de slabă. Nu știu dacă sunteți în cunoștință de cauză cu cele întâmplate la secțiile din Unirii. Oameni veneau la mine cu copii mici, domnule, am încercat o dată, am stat două ore, a început să plângă ăsta mic, acum am venit, mai stau o oră. Pe un coridor de 20 de metri pe 4 se înghesuiau 5 secții. Vă imaginați, era o umiditate azi în atmosferă datorită ploii și a temperaturii. Parcă aveam senzația unei populații mutate într-un bovagon. Din păcate, asta e un pic mai, știți cum, reușim cu greu și reușim cu greu. Și eu sunt convins că am fost unul dintre cei care am reușit să-i conving să le fac votul atractiv. Și că atunci când ei vin, când abandonează lehamitea, atunci ne mai batem joc o dată. Dar ai cumva date legate de... Noi fiind acum în direct, nu putem să accesăm toate datele și să vedem câți tineri au ieșit la vot. Pentru că ultima oară erau foarte puțini. Când m-am uitat la ora 5, erau vreo 6.000 de... Nu știu cum s-au făcut sondajele astea, dar vreo 6.000 de tineri doar. Depinde ce consider tineri. Eu consider tânăr pe adică toată lumea care între se 18 simte și 20 și... 35, nu? Nu. Foarte tineri, vreau să spun, da? Au fost puțini. Foarte puțini. Au fost în continuare puțini. De ce, domnule Cosmin Pop? N-a reușit nimeni părerea să mea este, părerea mea că acest lucru se datorează unei foarte precare educații civice de pe băncile școlilor. Adică una dintre materiile opționale, cel puțin. Pe care ar trebui insistat și transformat într-una obligatorie și făcut atractiv cumva, este aceea, totuși suntem într-o civilizație europeană, într-o civilizație avansată, într-o civilizație vizată de toate popoarele migratoare, uitați-vă ce se întâmplă astăzi, ar trebui ca această educație civică, până la urmă, să fie una dintre must-have-urile copiilor noștri. Nu sunt educați, sunt învățați să trateze cu nonșalanță, cu indiferență. Știm, cunoaștem importanța votului prin prisma efectului pe care îl generează cei care ocupă poziții de conducere. Noi, ei săracii, la vârsta lor, au alte preocupări și e firesc. Ar trebui poate să insistăm un pic pe educația lor. Nu cred că se vrea. La fel cum astăzi în Unirii am avut senzația că nu se vrea ca cei oameni să voteze, la fel cum astăzi la secția destinată votului studenților pe liste suplimentare am avut convingerea că nu se vrea. Prin organizarea sistemului nu se vrea. Și la fel cum peste tot am avut certitudinea că nu se vrea desfășurarea votului în condiții măcar demne. Asta e. Este o afirmație foarte gravă. Domnul Popos, așa este, mi-o asum. Nu, o puteți verifica cu simulările care s-au postat toată ziua pe internet, cu plângerile oamenilor, cu comentariile oamenilor.
este un fenomen descurajant. Modul în care l-am organizat este descurajant. Nu vorbesc despre aspectul de legalitate, despre cinstea și, cum să vă spun eu, până la urmă, realitatea votului exprimat. Nu mă bag în așa ceva. Dar modul în care se desfășoară este unul pe care îl putem percepe cu proprii simțuri, cu simple simțuri. Nu este normal în 2024, într-un stat european, să ducem fenomenul de vot în condițiile astea. Nu e normal. Înseamnă că noi suntem niște tâmpiți, că încercăm prin toate mijloacele să scoatem, noi vorbim acum din punctul de vedere al presei, să scoatem și noi oamenii la vot, dumneavoastră veniți cu o ofertă electorală și se găsesc unii și alții care organizează într-un, nici nu pot să zic mod, dacă bănuiesc că hal. Hal e mai, un termen mai potrivit acest scrutin. Domnul Mamarie, permiteți-mi să transform întrebarea noastră într-o afirmație. Noi suntem niște tâmpiți pentru că atunci când reușim să ajungem din nou la sufletul acestor tineri sau acestor alegători care refuzau fenomenul alegerii, ne batem joc de ei prin constrângeri fizice, prin respingeri fizice. Așa este. Suntem niște tâmpiți din punctul ăsta de vedere. Domnul Pop, vreau să vă întreb... Din punctul de vedere al viitorului dumneavoastră politic, cu câteva zile înainte, tot la întrebarea mea, răspundeați că dacă nu reușiți anul acesta, peste 4 ani veți încerca sub culorile PNL-ului. În schimb, n-a zis sub culorile PNL-ului, a zis că sub culorile unui partid politic. Al PNL-ului, nu? Tot zilele trecute simpatizanții dumneavoastră să voteze pentru Consiliul Local un alt partid, Polul. Pe unde vă vedeți dumneavoastră sub umbrela cărui partid? Atenție, domnule Ciucăr. Eu sunt unul dintre oamenii care are capacitatea de a face distinție între formă și fond. Atenție! Eu sunt unul dintre oamenii care are capacitatea de a fi liberal și de a fi împotriva modului în care astăzi liberalismul este reprezentat în Târgu Mureș sau chiar în județul Mureș și a modului în care se manifestă. Opțiunea mea de a ajuta prin recomandare lista Polului la Consiliul Local este în egală măsură și de sens contrar cu, cum să vă spun eu, dezgustul meu, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Probabil mâine vom face o conferință de presă, pentru că vreau să aveți înainte certitudinea rezultatelor electorale, certitudinea poziției electorale în care a ajuns să se claseze sub actuala conducere PNL-ul și să vedeți atunci dacă argumentele mele și dacă pretențiile mele sunt justificate din punct de vedere al viitorului politic și al viitorului conducerii politic, după cum le văd eu, ale PNL-ului de astăzi. Începeți deja construcția pentru 2028? Construcția pentru 2028 am început acum 2 luni. Da, am înțeles. Astăzi consider, intuiesc că după 10% din numărătoare, care va fi rezultatul final, și vă asigur din nou, cum v-am asigurat pe sondaje care contraziceau sondajele dumneavoastră, că lista finală de top 3 nu conține numele pe care le-ați spus dumneavoastră. Încă mai avem un pic de răbdare pentru permutări. Dar construcția pentru 28 a început în momentul în care, acum 2 luni de zile, am demarat acest strigăt, această chemare către populație și care astăzi, sub formă de certitudine, s-a ridicat în picioare. Mi-aș fi dorit, sau îmi doresc, încă nu sunt numărate voturile, ca această ridicare în picioare să poată să însemne și primul marș, și primul paș. Dacă nu voi reuși, am certitudinea ridicării în picioare, iar în 2028, vă asigur, cu toată dragostea și cu cele mai bune intenții, vom umbla. Bun. Am o întrebare acum. Ai spus că noi n-am făcut niciun sondaj, am făcut televiziunea, dar top 3 e așa. Televiziunea a comandat sondajul. Comandat, nu mai contează. În fine, noi l-am prezentat, să spunem, cei din televiziunea care sunt colaboratori pe aici, da? Sau angajați. În top 3 e Șoș, Florea și Suciu, da? Și tu spui că nu e nici așa. Nici vorbă. Nu. Topul prezentat de sondajul din prima săptămână de campanie. Și tu spui Da, ok. Din prima săptămână de campanie așa arăta sondajul făcut de la comanda M9. Spui că este altfel, arată top 3? Îți spun cu certitudinea gesturilor de sinceritate, da, pe care
le-am avut față de tine și poate și de alți colegi de ai tăi de studio. Nu, acesta va fi top 3. Dar spune-ne nu tu top 3 și le comparăm când mâine dimineață când vedem rezultatele. Într-o ordine sau alta, top 3 este formată din Șoș, Pop și Florea. Am înțeles. Și mi-asum afirmația asta sub, cum să spun... Vedem mâine cine a avut dreptate. Okay. Sub, da, sub scuza gestului iertării, da. Domnule Cosmin Pop, dacă mai îmi permiteți, vă rog, o întrebare. Dumneavoastră sunteți o persoană domnul foarte... Domnul Marie, îmi face plăcere, v-am spus și de anul trecut, vă ascult. Sunteți o persoană foarte, foarte exigentă. V-ați reproșat ceva în această campanie electorală deja încheiată de ceva vreme? Doar un tâmpit nu-și reproșează niciodată nimic. Evident că îmi reproșez multe lucruri. Eu am atât simțul autoironiei, cât și simțul autocenzurii, cât și simțul autoevaluării. Sunt la prima degustare, domnul Marie. Cred că rezultatul pe care îl veți vedea mâine vă va îndreptăți pe dumneavoastră și pe mine, să spunem deodată... Să degustăm împreună. Că am făcut enorm. Da. Ceea ce îmi reproșez mie în balanță cu ceea ce voi reproșa altora, și acel reproș va fi de natură matematică, sunteți profesor de matematică și argumentele matematice sunt irefutabile, da? Nu am pretenție a exprimării axiomatice. Dar vă voi demonstra că acele calcule pe care mâine le veți avea și le veți putea face sigur, sunt de natură a vă demola niște falși idoli, niște falși, nu ai dumneavoastră idoli, dar de a demola niște falși idoli politici din societatea noastră. Este momentul în care trebuie să ne oprim din a da vina pe UDMR, atâta vreme cât agenții UDMR sunt în PNL sau în PSD. Atenție, vă rog frumos, la vorbele mele. Să știți că eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Am și spus în debutul emisiunii că vina principală o poartă liderii care nu s-au pus de acord de la PNL și de la PSD și chiar mă întrebam un alegător social-democrat sau liberal, cred că mai degrabă penelist decât liberal, acum arată poate partidul în momentul de față, oare ce a fost în sufletul lui astăzi când a trebuit să voteze o listă comună pentru europarlamentare, iar pentru celelalte trebuia să aleagă între două opțiuni? Sunt foarte... Dacă mai îmi dați un minut, am să vă contrazic amical și constructiv. Vă rog. Nu ar fi fost suficient, și o să vedeți rezultatul, ca în actuala formă PSD și PNL să se fi înțeles. Nici cumulat. Și vă spun de ce. Pentru că atât PNL cât și PSD trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna. Și dacă nu o să înțeleagă ei, o să vină unul ca mine care o să știe să explice și o să se comporte în trena înțelesului acestui lucru. Trebuie introdusă în această ecuație și societatea. Partidele politice au menirea de a reprezenta interesul societății. Iar ei nu își reprezintă decât interesul propriu. Chiar dacă s-ar fi adunat, cumulați, n-ar fi fost suficienți. Dar dacă facem calcule matematice și ne uităm la foarte alegerile interesant pentru Consiliul Județean din 2020, vedem că dacă se cumulau interesele, atunci era președinte altcineva, nu era Peter Ferenc. Tibi, dragă, eu nu sunt, ți-am mai spus, un om politic încă și sunt un manager de succes pentru că știu să-mi gestionez focusul. Focusul meu a fost acum strict pe primăria Târgu Mureș și nu mă pot exprima pe alte tipuri de alegeri decât în calitate de simplu cetățean care își reprezintă un vot. Ne vedem dimineață atunci la conferința de presă. Să vedem rezultatul. Mulțumim tare mult pentru intervenție, domnule. Trăiască Târgu Mureș. Trăiască. O seară bună. Nu au fost organizate bine alegerile din... Dar a făcut niște afirmații. Eu sunt absolut convins că domnul Cosmin Pop are proprietatea cuvintelor. Dar a făcut niște afirmații foarte, foarte grave. A făcut niște afirmații inclusiv de aceste calcule matematice. Din punctul meu de vedere, dacă este așa, cum spune, dacă va confirma până la urmă numărătoarea voturilor, dacă este așa cum spune domnul Cosmin Pop, eu cred că o să se ceară inclusiv de la București niște tăieri de capete. Dacă este așa cum spune domnul Pocozin. Adică cât de cretini și de
tâmpiți să mai fim, că practic ăsta este mesajul, să mai mergem pe drumul ăsta cu niște oameni care practic ne îngroapă. Păresc, asta a vrut să spună și probabil că asta va spune cu alte cuvinte mult mai bine alese decât mine la ora asta târzie de noapte. Vrei să spui ceva, Tiber? Nu. Noi vreau să mai intrăm în direct cu un candidat la primărie, domnul Florea, domnul Șoș, domnul Radu Pescar. Radu Bălașa, am înțeles că va declara dimineață ceva. Da, mai avem pe cineva pe fir? Întrebăm în regie. Dacă nu mai avem, ne uităm la numărătoarea paralelă. Nu avem cam încă. Nu răspunde nimeni. Nu avem încă? Sunt tot felul de numărători paralele, doar că sunt foarte puține secții de votare luate deja în calcul. Ervin, să vedem la UDMR. La UDMR, după 18 secții, deci practic 18 din 85, da. Deci 19% circa. Da. Șoș conduce cu 45%, 28% are Florea, Horațiu Suciu doar 6%. Cosmin Pop? Dar nu. Cosmin Pop e în restul lumii. Pe locul 4, Radu Pescar cu 3%, dar atenție, este foarte important, ar fi important să știm de unde sunt secții, da, din care cartier, respective. Dacă e din 7 noiembrie sau dacă e din Tudor. Dacă e din Tudor, atunci e din Tudorul vechi sau Tudorul nou, deci... Sincer, mie nu vine să cred că va fi așa mare avantajul pe care îl are domnul Șoș. Un prieten analist mi-a spus că avantajul lui Șoș, dacă va câștiga, va fi de 10%. Deci momentan, așa de mult? Momentan are mult mai mult decât 10%, are 17%. Bun, dar în 18 secții aproape nu-ți pot că de obicei, ultimele rezultate vin din secțiile mai mari, din cartierele mai mari, cum e Tudorul, cum e cartierul Unirii, unde populația maghiară este absolut minoritară. Deci această diferență de 17% asta în condițiile în care se va restrânge în și condițiile în care respectiv au votat cu Dorin Florea, că dacă au votat cu alți candidați. Haideți să vedem și numerele reale. Deci 5300 și ceva față de 3400 și ceva. Deci, în condițiile în care noi am avut câți? 60 ceva de mii de alegători? Deci probabil acestea sunt secții mici, de unde intră foarte repede rezultatele. Informațiile, da, rezultatele. Oricum, reprezentanții repede, cel puțin eu nu am de la reprezentanții partidelor politice din Târgu Mureș niciun rezultat, toată lumea spune că se numără. Toată lumea e optimistă, e interesant, parcă acel tort ar avea mai mult de 100%. Fiecare se declară câștigător dinainte, sau cel puțin pretendent pentru locul 2, care am mai spus-o tot aici, nu se premiază. Da, e tot locul 2. E foarte interesant. De-abia aștept să vină dimineața să vedem rezultatele exacte pentru a ne măsura sondajele, să spun așa, pentru a vedea cine e în top 3 și topul ăsta 3, că sigur poate să fie, să spunem, Șoș cu 35.000 de voturi, locul 2 20 ceva de mii și mai bine locul 3 cu, nu știu, 5.000, poate da un exemplu. După aia, dacă n-a intrat în top 3, deja e rușinos. Pentru oricine ar vrea să mai candideze, e destul de greu. Uite, eu, de exemplu, cred că pentru cineva, doamna Baciu a spus că se mai gândește să mai vadă. Domnul Cosmin Pop, cu siguranță va continua. De ce să fie rușinos? Hai să zicem că a luat, nu știu, 1000 de voturi. Eu personal cred că va lua mult mai mult. Că și eu am anumite date, dar nu vi le pot prezenta, că știți cum să zicem, sunt pe surse. De ce să nu continue? La 1000 de voturi? Da. La 1000 de voturi. Înseamnă că ești zero, nu? Nici mai contează. La 1000 de voturi... Poate că mesajul lui nu a ajuns la toată lumea. Poate că oamenii de data asta au votat sau... Să vedem dacă așa va fi, cum a spus Ervi. Votul etic. Poate că au votat pe cel care
Era cel mai bine cotat inclusiv în sondajele nu de opinie. Nu există 1000 de voturi, indiferent despre ce nume e vorba. Dacă ai 1000 de voturi, te duci acasă și nu mai scoți capul în lume politic. Din punctul meu de vedere, la nivelul ăsta, din 64.000 de voturi, tu să ai 1000. Tibi, în care 10% să ai. Eu vorbesc de era și spus că a fost ca la o degustare. Este un proiect nou, Tibi. Este un proiect nou, da? Așa și l-a și asumat. Este un proiect nou. Miile alea de voturi sunt date pentru candidatul independent Cosmin Pop. Nu independent Cosmin Pop susținut de. Da. Este foarte important. Ervin vrea să spună ceva. Nici eu nu cred că ar fi rușinos. De exemplu, dacă ai o campanie pozitivă, cum a avut doamna Baciu, cum a avut Cosmin Pop, ei poate că vor ieși pe ultimele locuri sau Radu Bălaș, dar nu cred că le-ar trebui să fie rușine. De ce? Pentru că electoratul nu i-a înțeles, poate electoratul nu-i merită. Târgu Mureșul nu-i merită. Nu cetățeanul este prost că nu te-a votat. Tu ești prost pentru că nu ai știut să îl aduci la urne. Și eu le-am spus tuturor candidaților. Cetățeanul nu e prost, scuză-mă, nu e prost. N-am zis că e prost. Nu, dar spune că e prost. Cetățeanul general este prost, să fim serioși. N-a crescut la nivelul acela. Pentru că trebuie să recunoaștem. Au avut, mai ales doamna Baciu, un discurs foarte civilizat. Târgu Mureșul n-a crescut încă. Poate voi n-ați urmărit exact la acel nivel să aprecieze discursul civilizat, campania civilizată. Poate că suntem încă la stadiul acela, cine dă mai tare în masă, acela câștigă. Bun, majoritatea din toată lumea este puțin proastă, adică neinformată, să spunem așa, da? E mai bun termen. Neinformată, ca să nu spunem că este proastă, este neinformată. Și atunci, cum să-i citești tu programul Rodicăi Baciu pe care eu l-am citit? Care este, fiecare mesaj are vreo 3 pagini a 4. Nu, noi citim, și în general toți care stăm pe internet, citim cartoane, da? Nu suntem cititori profesioniști. Și atunci cum vrei să ajungi tu la... tu ai abordat o tactică slabă, pentru că n-ai folosit cartoanele și cu trimitere pentru detalii poate altă parte. Poate nu caracterizează. Nu contează ce caracterizează, tu trebuie cartoane. Să te adaptezi electoratul pe care l-ai. Dacă electoratul este majoritar de limba maghiară, tu trebuie să știi obligatoriu limba maghiară ca să poți vorbi cu cetățeanul de etnie maghiară. Dacă e majoritar rom, te duci acolo și înveți limba romanist. Trebuie să fii apropiat și adaptat electoratului. Lucrul ăsta nu l-au înțeles și au început amândoi, și Cosmin Pop cu o campanie bună și Rodica Baciu cu o campanie bună și cu proiecte bune amândoi, dar au început foarte târziu și nu s-au adaptat. Și aici ai văzut că suntem de acord eu cu Cosmin Pop că avem nevoie de educație. Bine, în școli. Nu, dar încă tot nu înțeleg de ce ar trebui să le fie rușine. Pentru că ei au venit amândoi cu sondaje în care erau amândoi pe locul 2 după Șoș. Dacă tu ai spus că ești pe locul 2 și ești pe locul 7 sau pe locul 6 sau 5, dar cu un număr mic de voturi, înseamnă că tu ai fost tras în piept de firma ta de sondaj, de consilierii tăi care te-au păcălit că tu ești pe locul 2, da? Și păi de asta trebuie să fii rușine, pentru că înseamnă că tu, dacă te păcălești cineva o dată, e ok, dacă păcălești a doua oară, ești prost, da? Ascultați puțin, am trecut, din punctul meu de vedere, Natalia, iartă-mă că mă bag așa peste moderator, dar am trecut foarte ușor peste o afirmație foarte, foarte gravă. Alegeri organizate prost, intenționat, ca să nu voteze oameni. Exact. Deci este o afirmație foarte, foarte gravă a unui om care cred că n-a suflat în fluier să aducă oamenii la vot. Da. Ar trebui cineva să verifice de ce s-au schimbat toate multe sedii de despre... unde se vota, secții s-au schimbat. Da, dar cineva trebuie să răspundă pentru chestiunile astea. Da. Deci cineva trebuie să răspundă. Dacă va ieși Șoș, va mai răspunde peste 3 ani și 9 luni când va ieși din nou să-și ceară votul. Atunci, până atunci nu va răspunde. Tu, dar să ne aducem aminte că acum 4 ani domnul Șoș chiar a avut o campanie foarte bine pusă la punct. Deci, categoric. Dar nu vorbim de campanie, vorbim acum de faptul că nu ai unde să votezi. Pentru că te-au pus
în niște în cartiere de-astea mari, cum e Unirii, în care să stai 4 ore la coadă. Nu stai 4 ore la coadă, că nu merită niciun candidat să stai 4 ore la coadă. Este adevărat. Niciunul nu merită. Din punctul meu de vedere, la această oră, niciun candidat nu a meritat pentru că a făcut fiecare greșeli mari. Da, cred că, uite, domnul Pop, până la urmă, a și recunoscut. E singurul care a recunoscut greșeli. Greșeli. Da, uite, înțeles. Un om onest. Toți facem greșeli. Sunt convins că și dacă ar câștiga fotoliul de primar, ar spune că am făcut greșeli. Asta înseamnă o verticalitate și o exigență dusă. Numai oamenii puternici recunosc că fac greșeli. Ce-i slab? Avem pe cineva la telefon? Mai avem pe cineva la telefon? Nu, domnul Radu Pescaru nu dorește să intervină. Bun, ne putem suna între noi? Sau ne retragem în pauză de țigară, de cafea și revenim cu noutăți? Da, scuze-mă că revin. Eu ziceam de campania domnului Șoș, am ieșit-o din discuția voastră și am băgat cu altceva. Dar a fost foarte bine pusă la punct. Mincinoasă, și foarte campania mincinoasă. Da, a fost. Dar a fost bine pusă la punct. Da, dar să nu uităm că, și ce am spus mai devreme, la începutul intervențiilor noastre aici, UDMR-ul este un partid foarte organizat. Da, este. De asta este, îl apreciez foarte mult. Știe. Exact. Își ia profesioniști. Uită-te cât de repede ei fac grafică, fac filme. Exact. Indiferent pe cine atacă și cum atacă, au strategii foarte bune, au oameni capabili și care acționează rapid. Pe când la noi, habar n-ai. Parcă sunt 3 oameni în partid. Te uiți la partide, au 20 de like-uri. Băi, nene, stați un pic. Mai băgați cărbune acolo, nu știu, publicitate, promovare. Luați-vă măcar membrii voștri să vă voteze. Apropo de asta, am venit să râd că aici a slăbit puțin, cum să spun eu, viteza și chiar și Șoș, și echipa lui Șoș. Ieri avea o poză în care a spus cu foarte mulți oameni, vă mulțumesc foarte mult, și erau 49 de like-uri. Erau mai mulți în poză decât like-urile pe care le avea el la postare. Adică a slăbit de tot cureaua, să spunem așa, și a lăsat burta după numărarea voturilor din 17 secții din Târgu Mureș, procentul este Șoș Zoltan 44%, Dorin Florea 33% și Cosmin Pop 11%, și o informație iarăși de pe Luduș, că vorba aia patriot local, a câștigat actualul primar, candidatul PSD, domnul Cristian Moldovan, are în numărătoarea de la Ludu 776 de voturi peste candidatul PNL Raul Cociș. Dar ai mai spus o dată că a câștigat, nu ne mai interesează omul ăsta, chiar dacă e de la trei din oraș. Păi nu, este informație deja... 100%? Este informație oficială. Nu se mai numără nimic? Nu, nu se mai numără nimic. Dacă se mai numără 700 de voturi, nu e foarte mult. Nu se mai numără Cosmin Popa a avut, într-adevăr, chiar dacă s-a trezit târziu, o campanie cât de cât... Da, o campanie excelentă, dar din păcate târziu... Dacă termină pe 3, eu cred că asta a vrut să ne transmită prin acea ordine. Da. A zis, într-o oarecare ordine, adică să-i punem noi pe cei 3. Dacă va face mai multe decât... Și știi că noi am mai discutat chestia asta. Eu am spus, tu veneai cu doctorul Suciu, eu spuneam că nu terminăm primii 3. Și acum mențin aceeași părere. Dar dacă va face Cosmin Pop mai multe, va lua mai multe voturi decât candidatul propus de Partidul Național Liberal, va fi un cutremur. Clar. Sau va fi un cutremur sau iarăși se va cădea. Deci, unii vor cădea în picioare ca pisica. Din păcate, am avut o campanie a lui Horatiu Suciu foarte cuminte. Extraordinar de cuminte și destul de slabă din punct de vedere grafic. Bine, nici nu eram obișnuiți cu el în propostura. Nu contează, dar uite-te la diferență de Cosmin Pop și Horatiu Suciu. Natalia, tocmai asta e că tu trebuie să-l preziți pe Horatiu Suciu foarte aproape de cetățean. Da, foarte este. Aproape de, păi știu că este, dar trebuie să-l prezinți. Acolo este expertiza pe care ți-o conferă o firmă din asta de consultanță. N-a fost ok și pozele au fost alese prost, sloganele... Hai să ne gândim la slogan. Primul slogan a fost dezastru. Dezastru. Eu am crezut că e un motto. Al doilea la fel l-am criticat. E un citat din cineva.
Și mie îmi pare rău pentru că Horațiu Suciu nu este așa cum e prezentat. Exact. Așa ca o manechină leșinat, exact, în pozele alea, exact, și tăiat din el și nu știu ce. El este chiar un om de calitate, simpatic, volubil, pe care dacă l-ai vedea, l-ar prezenta cum este el, nu trebuie să faci, da, nimic pe el, așa, ar fi cuceritor. Dar așa cum vorbește el mai încet față e de... E finuț. Da, este foarte elegant, fiind obișnuit să vorbească, exact, cu pacienții, nu poate să țipe, da, la ei, bă, trezește, bă, că ți-au scuim bine acum, așa, dă-mi coace. Avem cardiologi care știu. Știu, de te ia cu inima chiar dacă n-ai, așa, probleme. Știm foarte bine la ce ne referim. Da, îmi pare rău, pentru că dacă avea o campanie pe imagine mai bună, Horatiu Suciu chiar putea fi foarte aproape de victorie cu Șoș. Dar s-a început și cu el așa, cu o tărăgânare. Toată lumea știa deja din decembrie că va demisiona și va fi susținut de liberali. Au încercat să obțină susținerea celorlalte partide, dar căpoși ceilalți au spus nu, nu, noi mergem cu candidații noștri. De ce căpoși? În condițiile în care există această alianță PSD-PNL, da, tu nu poți să vii una dintre cele două formațiuni să spui ăsta este Tiberiu Lovin, candidatul meu. Ție dacă îți, da, convine Ervin, nu, dar bine, dacă nu, nu. Dar, tu trebuie să mă susții pe mine. A existat, nu, 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 a existat, deci, o consultare prealabilă între PSD și PNL. Nu așa s-a făcut negocierile, spui tu. Nu așa s-a negociat. Dar cum s-a negociat? Păi s-a negociat. Nu vrei să vii în rândul nostru să avem o susținere, un candidat român al alianței astea care cu se face... Cu cine a vorbit? PNL-ul a vorbit cu PSD-ul, chestia asta? Dar nu s-a vorbit cu PSD-ul. Asta spun. Nu s-a discutat cu PSD-ul. Dar nu vorbesc de PSD, vorbesc de cealaltă partide. Păi vorbesc de două formațiuni. Și vorbesc de căpoși în cealaltă partide, da? Cum e? Tiberiu este responsabilitatea României aici deja. Da. La nivel politic național, da? Despre asta vorbim. Dar de ce e responsabilitatea României? România nu poate avea în Târgu Mureș un primar etnic maghiar? Nu, este responsabilitatea României în sensul în care discutăm la nivel politic național, adică este înțelegere între PSD și PNR, da? Deci se merge pe listă comună. Nu, 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 doamne, PNR, dar de ce? Nu, ce cal, dar cum să fie? PNL deci nu a greșit flagrant. Deci pentru că... Tu impui un candidat și pe urmă zici... A încercat să-l impună, da, a încercat și n-a reușit. Și... S-au făcut niște sondaje de opinie înainte. Cât de potrivit este pentru funcția de primar? E sigur că s-au făcut. Așa știu că s-au făcut. Eu nu am detalii din interiorul campaniei. Cine le-a Eu făcut? Sunt doar criticul din exteriorul campaniei care vin și spun bă, cine se putea face mai bine? Cine l-a lăudat excesiv pe domnul profesor? Cine l-a lăudat excesiv? Cine a prezentat anumite date? Oamenii care vin în spate, care lucrează în spate pentru această campanie electorală. Da. Păi, ăia cred că sunt mai vinovați decât candidații înșiși. Până la urmă, pentru că nu s-a ajuns la nicio înțelegere la nivel județean și local, aici sunt de vină șefi. Da? Evident. Nu există altă discuție și dacă va fi un scor dezastru sub Cosmin Pop sau sub Rodica Bacea, poate ea va fi pe locul 3. Nu, nu știm. Așa. Vin date noi? Atunci nu avem ce... La o prelucrare de 22%, deci niciun sfert. Șoș conduce cu 42% și Dorin Florea are 29%. Deci a început să se reducă diferența. S-a redus până la 13%. De la 17% inițial? Da. Iarăși, foarte interesant. Și păcat că Horațiu Suciu rămâne... la 6%. Radu Pescar la 3%, înseamnă că ceilalți au și mai puțin. Și Cosmin Pop, nu? E Cosmin apare? Pop între alții. Un Zovaiter. Asta este ce dă cine? UDMR-ul. Deci e numărătoare paralelă sau e numărătoarea din secții? E numărătoarea... Nu se specifică. Ba da, secții de votare procesate. Da. Deci nu e numărătoare paralelă. Sunt niște rezultate parțiale. Parțiale din secții. Dar încă nu foarte edificatoare. 21 de secții din cele 85 menționez că sunt secțiile mici. Mai mici. Da. Mai avem pe cineva pe fir? Nu.
Putem lua și noi o pauză? Putem lua o pauză? Întreb regia? Da, bine. Revenim, dragi. Ne așteaptă o noapte lungă. Furtunoasă.